Emoțiile nu s-au terminat pentru unii dintre absolvenții de clasa 8-a care au depus contestații în urma examenelor de la evaluarea națională. Inspectorul școlar general Mureș, Ștefan Someșan, a precizat că numărul celor nemulțumiți de note reprezintă un procent mic din cei aproximativ 4500 de elevi care s-au prezentat la evaluare. Astfel, cele mai multe dintre contestații au fost făcute la limba și literatura română. La nivelul județului Mureș s-au înregistrat 447 de lucrări contestate. Pe discipline, cele mai multe contestații au fost la limba și literatura română, 289, 115 la matematică, restul fiind la limba maternă maghiară, respectiv germană. Potrivit reprezentantului inspectoratului școlar, nu toate contestațiile vor fi aprobate. Acest lucru îl decide comisia de specialitate care evaluează lucrările. Conform metodologiei, o contestație este admisă dacă nota care este acordată de Comisia Județeană este mai mare cu minim 50 de sutim față de nota acordată de primii corectori. Lista cu rezultatele finale se va afișa marți, 1 iulie. Pe 4 iulie se va publica pe site-ul admiterii la liceu 2014 ierarhia mediilor. În acest an se calculează din rezultatele de la evaluarea națională în proporție de 75% și media anilor din gimnaziu în proporție de 25%. În perioada 4-8 iulie, elevii și părinții vor completa fișele de înscriere cu primele licee pentru care optează, iar pe 15 iulie va avea loc prima etapă a repartizării computerizate a elevilor, rezultatele urmând a fi publicate pe